Dragii mei, pentru cei care nu este prea mult, zic pentru cei care, pentru care nu este prea mult și cred că pentru nimeni nu este prea mult, să zicem încă o dată, Hristos a înviat! Slăvit să fie Domnul! Avem harul acesta și putem să zicem lucrul acesta. Luna aceasta cu partea occidentală, luna ce vine, cu partea de răsărit. Și putem să zicem în continuu, chiar și toată viața, căci El este viu și stă la dreapta lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și la înălțare a spus un lucru. Îngerii au spus un lucru. Așa cum îl vedeți, cum îl vedeți că se duce așa, va veni din nou pe pământ. Numai că atunci va fi venirea Lui pentru cei neprihăniți o bucurie. Și fie că această bucurie să fie numai și numai pentru toți cei ce așteaptă venirea Domnului. Dar între aceste două evenimente trebuie să ținem cont de niște adevăruri foarte importante. Pentru că nu se poate să nu ținem cont de ele. Nu se poate să nu ascultăm vocea celui ce a venit din înălțime, a pătimit, a fost răstignit și a fost îngropat și a treia zi a înviat și este viu la dreapta lui Dumnezeu. Pentru mine este un lucru pe deplin încredințat lucrul acesta. Nu poate să-l tăgăduiască nimeni din punctul meu de vedere, nu știu din punctul dumneavoastră. Dar pe lângă că Biblia îl declară și Ștefan l-a văzut că stă la dreapta lui Dumnezeu, eu vă spun că îl simt că este viu înaintea lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu, slăbit să fie. Și aș vrea să punctez câteva lucruri pe care el, în timpul când era pe acest pământ, în timpul mesianic, le-a spus clar și ne-a lăsat nouă ca învățătură. În Evanghelia după Luca, în capitolul 9, de două ori este același titlu. Cum să-L urmăm pe Iisus? În puține locuri din Biblie este lucrul acesta. În același capitol, în aceeași carte, da, se mai întâmplă să fie, am mai găsit, dar același titlu, în același capitol, cum să-L urmăm pe Iisus. Și aș vrea să vedem câteva lucruri foarte importante pe care le-a lăsat și toate sunt doar spusele lui Iisus. Nu este niciun cuvânt, niciun cuvânt de legătură, nici o virgulă, nimic, nimic din gura altui om, decât din spusele Domnului nostru Iisus Hristos. Și aș vrea să privim, eu am scos 7 adevăruri de care trebuie să ținem cont. Cum să-L urmăm pe Iisus? În primul rând, în versetul 23 din Luca 9, sunt 4 adevăruri fundamentale într-un singur verset. Primul spune, dacă voiește cineva, dacă voiește cineva, nu este obligat nimeni. Dacă vrem să ajungem mântuiți, este poruncă să ne pocăim. Dar numai dacă voiește cineva, a lăsat la liber arbitraj pe fiecare persoană să facă ce vrea. Dacă vrei să-L urmezi și să ai viață veșnică, trebuie să vrei. Dacă nu vrei, treaba ta, vei răspunde în fața lui Dumnezeu. El a făcut tot ceea ce a fost posibil să facă. Al doilea lucru, un lucru foarte important, trebuie să se lapede de sine. Să se lapede de sine. Cu eu-ul tău, cu eu-ul meu, cu orgolul meu, cu personalitatea mea, nu merge. Pe calea mântuirii nu se poate așa ceva. Al treilea lucru. Să-și ia crucea în fiecare zi. Iisus Hristos spunea, luați jugul meu și luați crucea mea, că este ușor. Fiecare să-și ia crucea lui. Nu încerca să luați crucea altuia. Fiecare să-L ceră Dumnezeu să-L ia înțelepciune.
Doamne, vreau crucea mea să o iau, că mi-e de ajuns. Dacă ar fi să iau și crucea altea, nu știu dacă aș putea face față. Crucea mea mi este de ajuns. Și fiecare să ținem cont de lucrul acesta. Crucea mea care am de dus, mi este de ajuns. Apoi, să-L urmez pe Iisus cu crucea ta. Așa cum o ai, mai lungă, mai scurtă, cât Dumnezeu ți-o dat-o, urmează pe Iisus. După aceea, după ce face pașii aceștia, trebuie să vrei, trebuie să lepezi de sine, trebuie să-ți iai crucea în fiecare zi, să-L urmezi, chiar dacă faci pașii aceștia. În versetul 50, din același capitol, aș vrea să privim. Deci Luca 9, versetul 50. În 49 spune, Ioan a luat cuvântul și a zis învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu era, pentru că nu mergea după noi. S-ar prea putea, datorită râvnei noastre, pe cineva să oprim. Și aș vrea să priviți. Spunea că scotea draci în numele tău. Și omul ca om. Dacă nu este cu noi, este împotriva noastră. Dacă nu ne urmează pe noi. Dar uitați ce spune în versetul 50. Uitați ce spune Mântuitorul. Nu-L opriți. Fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Nu opriți pe cel ce lucrează în numele Domnului. Nu opriți. Pentru că Dumnezeu are de lucrat cu toții și totul. Totul în toți. Doamne, ajută-ne! La toți să înțelegem voia lui Dumnezeu. Dacă lucrează pentru Dumnezeu, să nu ne pomenim că luptăm împotriva lui Dumnezeu și să oprim pe cineva care lucrează pentru Dumnezeu. Eventual, mai mult decât atât, să-L sprijinim în rugăciune. Apoi, așa să le aducă. Lasă morții. În versetul 60. Lasă morții. Lasă. Morții cu morților. Tu du-te și predică Evanghelia. Du-te și vestește Împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte. Ești din rândul lor. Cere lui Dumnezeu autoritate peste tine și du-te și vestește Evanghelia. Și atunci vei avea izbândă lucrare. Și apoi, încă un lucru important, ultimul verset din capitolul 9 spune așa. Oricine pune mâna pe plug, aici arăta plug pentru că pe vremea aceea nu era lumea atât de dezvoltată și atât de multe slujbe, meserii, funcții, ce vreți dumneavoastră, dar spune cine a pus mâna pe plug. Eu zic, cine a pus mâna pe lucrarea lui Dumnezeu? Să nu se uite înapoi, pentru că cine se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, nu vă uitați nici înapoi ce vor zice alții, nici nu vă uitați înapoi că vor da alții în voi sau în noi, dar nici sub forma cealaltă. Să te uiți înapoi încât să-ți pară rău de ce ai lăsat în spate. Știți că ce-a fost o persoană care s-a uitat înapoi, poate îi părea rău după ce-a rămas, în Sodoma și Gomora. Știți ce sunt ales de ea? S-a făcut un stâlp de sare. Doamne, dă-ne înțelepciune. Amin. Și Doamne, dă-ne capacitate. Să știm cum să te urmăm pe tine. Amin. Vă rog să vă ridicați, să intrăm în rugăciune, să-ți facem. Amin.